Am mai făcut episoade legate de subiectul ăsta și, din păcate sau fericire, probabil ar mai fi câteva episoade de făcut. Acum, mă rog, genul ăsta de situații când interacționez cu cineva într-un mod ciudat, pe mine mă lasă blocat. Pentru că de foarte multe ori nu pot să-mi dau seama dacă persoana are niște probleme medicale pe bune sau e vorba doar despre cineva dubios. Bă, oricum, de când cu TikTok-ul ăsta ce am văzut acolo în ultimii 2 ani, mi-am dat seama multă lume și uimănită în țara asta. Treci pe lângă ei pe stradă, vorba aia. Nu știi când îi fuge ochiul unu. Bă! Ce-ai, mă? Ce-ai? Ai nebunit? Pare mi se că cam, în ultimii 2 ani de când cu pandemia, am avut cele mai ciudate interacțiuni interumane. De la femeia aia care se uita la mine pe geam și zicea că era din Cehia, sau o tanti care i-a acuzat pe vânzătorii de la un minimarket că vor să o omoare pentru că s-a împiedicat de pragul ușii, care a fost făcut intenționat așa de înalt tocmai ca ea să-și spargă capul, până la ceea ce urmează. Într-o zi m-am dus eu la o cârciumă frumos ca să am, cum se zice acum, discuții de calitate. Adică să vorbesc toate tâmpenile și să râd din orice. În timp ce beau un suculeț cu pai. Toate bune și frumoase, ajung la locația respectivă, vorbării alea, pe lângă masa la care stăteam trecea multă lume, fiind trotuar, weekend și penserat era plină zona. Mi s-a părut mie un individ la vreo 35-35 de ani că tot circula înainte și înapoi. Credeam că lucrează acolo sau că cine știe ce treabă are. Timp de vreo 15 minute de când m-am așezat, tot dădea târcoale pe acolo, uitându-se în jur de parcă căuta ceva și nu găsea. Tot 15 minute a durat până mi-a venit suculețul meu cu pai de carton. Am luat o gură, păstă medie sucul, cum ar zice un clasic în viață, las paharul jos și apare o mână din spate, milia deodată și atât am auzit. Ce faci, mă? Beau suc, tu ce faci? A băgat jumătate de pahar omul, mi-l pune pe masă. Mulțumesc frumos, nenea, îmi era o sete, mă duc să mai beau și de la alții. Și plec. Ce reacție să am la așa ceva? Blue screen. Poate erau niște probleme acolo la mansarda omului, mi-am făcut o cruce, m-a bufnit și râs uitându-mă la paharul pe jumătate gol sau pe jumătate plin, depinde ce filozofie de viață ai, și asta a fost. Și în sinea mea am zis, uite-mi cu o idee de video. Dintotdeauna au existat nebuni, adică și înainte erau mulți, numai că internetul nefiind atât de dezvoltat, nu prea îi vedeai. Nu erau atât de vizibili, de expuși ca acum. Acum vezi un nebun, scos telefonul, l-ai filmat, l-ai pus pe TikTok și aia e. Și în ziua de azi parcă tot mai mulți nebuni prind aripi și au impresia că tot ce fac ei e normal și se bucură atunci când văd că lumea râde sau îi felicită pe internet. Acum, pe de-o parte, e bine să ai de ce să râzi, dar pe de-o parte, în câțiva n-o să mai fie bine, pentru că tot felul de ciudași de dubioși o să înceapă să se creadă normal. Și promovând asta, sunt șanse să apară și mai mulți. Acum 10 ani, dacă aveai apucător de sandilău, îți vedeai de treaba ta și încercai să ascunzi cât poți. Acum e invers. Sincer, nu știu unde o să se ducă toată treaba asta, dar nu cred că spre bine. Totuși există și partea aia bună, ai de cine să râzi, cât încă mai poți. Dacă mergi ziua pe stradă, ai șanse destul de mari să dai de vreunul ușchit. Eu de o lună de zile m-am mutat la București și într-o zi când mergeam cu metrou, am văzut eu că era unul care se uita așa dubios la alea unde bași cartela să treci. Trec și aud din spate, ce faci, mă, nene, tu mai ești sănătos la cap? Când mă întorc, omul intrase în același timp cu alt om pe aceeași cartelă cum ar veni. Adică a așteptat ăla să bage cartela și s-a lipit așa de spatele lui și l-a împins de-au trecut amândoi. A luat-o repede în față așa să scape de ăla și nu s-a mai uitat în spate. Merg, ajung pe peron, aglomerație mare, nu erau locuri jos. Când îl văd pe ăla, stătea cu picioarele în jos, înspre șine gen. Doi oameni în jurul lui ziceau, ridică-te domne de acolo că vine acum metrou și staie picioarele. O să mă ridic când vine. Ridică-te domne acum, tu ești nebun, că nu se știe cum cazi acolo și acolo rămâi. N-avea nicio treabă. Până la urmă a apărut un paznic de acolo și s-a luat de el și s-a ridicat cu câteva secunde înainte să vină metrou. Vă dați seama că când am văzut m-am dus mai încolo, că am zis să nu vreau să stau lângă ăsta în metrou. Adică la cât de șoimănitie, cine știe ce săgeată îi vine în cap și îl apucă. Ca idee așa, când vedeți oameni d-ăștia, eu vă recomand să stați cât mai departe, pentru a evita neplăcerile. Spre norocul meu, de data asta am fost mai mult spectator.